Cum putem avea discernământ în privința informațiilor despre vaccin? Conține celule de fetuși avortați. Dumnezeu să vă binecuvânteze, credeam că am mai lămurit aceste aspecte. Înainte de toate, prieteni buni, pentru că nu vreau să-i întristez nici pe unii, nici pe ceilalți. Adică nici pe cei care vor să-și facă vaccin, nici pe cei care nu vor să-și facă vaccin. De aceea v-am spus și vă repet și astăzi. Mă poziționez pe o postură neutră. Nu e rolul meu să vă împing nici într-o parte, nici în cealaltă. Rolul meu aici este să vă învăț Biblie. Pentru că însă lucrez în domeniul medical, v-am mai spus că este de notorietate deja acest aspect. Vă pot da câteva informații de acolo pe care le iau direct de la oamenii de știință cu care lucrăm. Este într-adevăr această informație că în vaccinul acesta sunt celule de feturi și avortați. Haideți să pornim de la acest, sau să sistematizăm această informație ca să fie clar pentru toți. Vă sfătuiesc că după ce discutați cu mine aici, să cereți și părerea unor surse medicale autorizate. Și când vorbesc de surse medicale autorizate, nu clipuri care circulă prin internet, în care sunt tot felul de oameni care se prezintă a fi medici. Eu am lucrat în domeniul informațiilor și știu cât de ușor se poate crea un clip în care pui anumite persoane, imaginea unui om, îi pui un titlu fictiv, îi pui un nume fictiv. Sunt actori care sunt plătiți bine ca să înregistreze anumite discursuri. Câștigă bine din lucrurile acestea. Așadar, vă recomand să întrebați și o persoană autorizată. Ca să lămurim însă acest. pentru că circulă pe internet. În primul rând, este incorrect să spunem că în vaccin sunt celule de fetuși avortați. Din start, vă clarific acest lucru, nu există așa ceva. până să explic însă de fapt ce sens sau de unde a venit această idee falsă, aș vrea să vă atrag atenția la un alt aspect. Ați auzit vreodată de transfuzii de sânge? Transfuzie de sânge înseamnă când mergi rănit la spital și ți se pune sânge. Ați auzit vreodată de donatorii de sânge? Ați auzit vreodată de donatori de plasmă? E, vedeți dumneavoastră, De ce nu puneți la chestionare acele lucruri? Pentru că acolo nu ți se pun pe ascuns, așa cum spun unii celule în vaccin, ci se, ci se încarcă în organism material organic, sângele unei alte persoane. Vedeți cum avem noi tendința ca oameni să strecurăm țânțarul și să înghițim cămila? Așadar, Revenind însă, este incorrect practic, ca să vă răspund la întrebarea dumneavoastră, să susținem că el conține celule e, fetale. La fel ca multe alte vaccinuri care sunt acum în lume. Haideți să vă lămuresc, de fapt, de unde a venit această problematică a celulelor avortate. Undeva prin anul 1966 au fost recoltate o sumedenie de celule din plămânii, într-adevăr, a unor fetuși. Și apoi, în decursul generațiilor, au tot fost clonate pentru că în ele se cultivă vaccinurile, în celule. S-ar putea face fie în celule de animal, fie în celule de om. Dar de ce se cultivă acolo? Ei se cresc acești virus și se identifică reacția lor cu un organism uman. Altfel, ar fi trebuit ca acest virus să se cultive într-un organism viu, într-un om viu și dacă dădea rezultat negativ, îl omoram pe omul la cu zile. De aceea sunt anumite celule care nici măcar nu mai sunt celulele originale. Ele au fost, fost reclonate în laborator, astfel încât din punct de vedere genetic nu mai există nici un legătură cu ceea ce a fost cândva și sunt puse acolo doar ca să existe o testare. În ele se dezvoltă virusul. Nu înseamnă că virusul conține celule fetale. Vedeți că acești oameni care au pus videourile acestea pe internet n-au putut să facă nici măcar distincția între aceste lucruri. Au citit informația pe dos. N-au spus, de exemplu, ca să înțelegeți, am băut cafeaua din cană. Am băut cana din cafea, spun ei. Așadar, celulele acestea se folosesc în general în vaccinuri, tipul acesta, ca să se pună acolo virusul, în termen simpli explicat, e mult mai complex decât atât, ca să se dezvolte și apoi să se vadă reacțiile lui. Iată, de exemplu, vaccinul de rubeolă, din câte mi-aduc eu aminte acum din memorie, vaccinul de rubeolă, vaccinul de varicelă, vaccinul de shingles este în limba. Uh, frate Costi, cum este shingles în românește? Zona zoster. Vaccinul de zona zoster. Asta sunt făcute exact prin aceeași tehnologie. De aceea eu vă spun, dacă toți trecurăm țânțarul, de ce înghițim cămilă? Nimeni nu a făcut până acum atâta tam-tam când au fost vaccinați nici de Zona zoster, nici de rubeolă, nici de hepatita A. E un alt vaccin, sunt vreo 20 de vaccine clasice care s-au uh, dezvoltat astfel, uh, în modul acesta. Deci, ca să fie clar pentru toată lumea, și vă rog să verificați cu autorități medicale din țările în care sunteți, acest vaccin care circulă acum, AstraZeneca, a fost. Dezvoltat cu ajutorul unor se numește în știință linie celulară. Ca să poți, dezva, ca să poți cultiva acest virus și să-l poți studia și să-l poți interpela ca să îl transformi într-o armă împotriva virusului real, îți trebuie o linie celulară. Fie de la animale, fie de la oameni. Este evident că a fost testat pe linie celulară umană că altfel nu putea să dea rezultat la om. De aceea, iubiții mei, acest element despre care dumneavoastră vorbiți nu, nu folosește celule în el, nu sunt celule de fetuși, sunt niște celule clonate în laborator din anul 60, ani 66, 66-70 de acolo. Uh, îmi spunea cineva la un moment dat că a fost replicat atât de mult material celular, Clonat, pur și simplu, ca să se poată face test în el, încât am fi putut face kilograme întregi de celule. Așa că, iubitilor, păstrați-o simplu această informație. Vaccinul nu are celule în el, ci a fost cultivat în celule, ca apoi să fie studiat și așa mai departe. Dar vă, vă las pe domniile voastre să. Cercetați, să întrebați oameni autorizați în care aveți încredere și să nu vă obțineți informația doar din clipuri sau din uh, predicile pastorilor. Cercetați. Doar, atut, doar acolo aveți discernământ. Repet și să închei acest subiect: celulele fetale nu sunt ingredient în acest vaccin. Nu sunt ingrediente în acest vaccin. El a fost loc în care s-a testat acest vaccin. S-a cultivat și s-a testat acest vaccin. Nu pot să spun că un, tot o comparație, un vaccin pus într-o eprubetă, înseamnă că eprubeta devine parte din vaccin de aici înainte și injectăm la oameni eprubete. Dar, repet, vă las pe dumneavoastră să cercetați aceste lucruri și să mergeți mai departe. Sunteți prețioși, sunteți oameni înțelepți, sunteți oameni pricepuți, știu. Și este de înțeles că sunteți speriați, pentru că au și circulat foarte multe informații. Din nefericire, colegii mei, unii dintre colegii mei pastori, s-au pripit și au adus informații care au creat mai multă confuzie decât clarificare. Să nu-i învinovățiți nici pe ei. Pentru că n-au făcut-o intenționat, n-au făcut-o ca să vă rănească, n-au făcut-o ca să aducă lumea într-o confuzie. Au făcut-o într-un. gândind că fac ceva bine și uite că a ieșit greșit. Poate că a fost o greșeală pentru că ne-am apucat să vorbim fără să aducem autorități care să vă uh, explice lucrurile exact așa cum sunt. Dar în mod clar nu există așa așa ceva. Nu există celule fetale în vaccin. Iată, mi-am adus aminte, discutam cu fratele meu, v-am spus, fratele meu este medic, Iacob, și îmi spunea că există acum un alt mit în România a vaccinurilor false, că au văzut cum dispare acul din seringa. Iubiților, este deja de notorietate. În Marea Britanie sunt seringi cu ac retractabil. Ce înseamnă ac retractabil din seringă? Uite, poate o să vă aduc o dată să vă arăt aici. După ce se face vaccinul, acul este reținut în interiorul seringii. Este un mecanism anume făcut, astfel încât să nu existe risc de contaminare ulterioară, că oricine poate să se accidenteze, să pună mâna pe ac și să se... Și pentru a fi o prevenție, Așa cum trăim noi astăzi în lumea aceasta a îmbunătățirii permanente a tehnologiei, s-a dezvoltat această seringă cu agretractabil. Sper că am lămurit și lucrul acesta. Dacă aveți nevoie să vă convingeți, fie cercetați voi, vedeți cum arată aceste dispozitive, fie dacă nu vă aduce mâna și vă arătăm aici.